Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, declarația politică este intitulată Congresul PNL, o sfidare națională fără precedent adusă românilor. Mișcarea liberală din acest weekend a fost nimic altceva decât o sfidare adusă românilor. În plin val 4, în timp ce se închide tot, inclusiv școlile, iar situația din spitale este critică, premierul a vrut să câștige cu orice preț șefia PNL. 5.000 de liberali și-au strâns mâna în semn de victorie, în timp ce elevii sunt obligați din nou să plece din sala de clasă. Îndemnul meu este unul cât se poate de simplu. Lăsați școlile deschise. Lăsați copiii României să se bucure de educație. În bănci. La ora actuală vorbim despre 128 de școli și grădinițe închise, iar numărul acesta este în creștere. Stimați colegi din PNL, USR, UDMR, situația în care ne aflăm arată un singur lucru. Ați mințit din nou. Vă aduc aminte următoarele cuvinte. Școlile se vor închide ultimele. Miza noastră este educația. Suntem în a treia săptămână de școală, iar profesorii îi anunță deja pe elevi că începând cu 1 octombrie vor învăța de acasă. Pentru ei nu există trecere în fața pandemiei? Imunizați școlile așa cum ați imunizat Romexpo sâmbătă. La fel cum s-a întâmplat și în cazul alegerilor din 2020, ați demonstrat că pixul restricțiilor nu stă la OMS și nici la alți specialiști pe care îi tot amintiți la emisiuni, ci la dumneavoastră. Acest joc al puterii, al orgolilor de partid, susținut pe cheltuiala, sănătatea și viitorul cetățenilor, nu are cum să ducă vreodată la pensii, salarii și alocații mărite, la creșterea nivelului de trai sau la concretizarea României educate. Apropo, ce s-a mai întâmplat cu România educată? Trece și ea în online? Pentru că practic și fizic nu ați mai făcut nimic până acum. Domnule Câțu, mandatul dumneavoastră de premier v-a adus la șefia PNL. Acum urmează să vă pierdeți același mandat tocmai pentru că nu ați avut scrupule în această luptă sălbatică pentru putere. Cota dumneavoastră de încredere este 14% și merge în jos, la fel ca și susținerea pe care o aveți în Parlament. Oare a meritat? Natalia Elena Intotero, deputat PSD Hunedoara.